Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou cupaj de informații! Piața Gării din Focșani a fost luminată aseară de sutele de lampioane care au fost înălțate spre cer. Spectaculosul eveniment a fost organizat la inițiativa Tineretului Liberal din Focșani pentru a marca Ziua Internațională a Tineretului. Sute de focșăneni, tineri și mai puțin tineri au participat aseară la Lampioniada, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente care se desfășoară la Focșani. Aflat la cea de-a doua ediție, spectacolul luminilor și al dorințelor a reunit în Piața Gării din Focșani peste 1000 de persoane, evenimentul bucurându-se de o participare mai mare comparativ cu anul trecut. Din estimările organizatorilor, au fost înălțate spre cer aproximativ 500 de lampioane. Lampioniada a fost organizată de către Tineretul Național Liberal din Focșani pentru a marca ziua de 12 august, când se celebrează Ziua Internațională a Tineretului. Este un eveniment foarte important. Ministerul Tineretului și Sportul este alături de dumneavoastră prin programele pe care le derulăm. Susținem tineretul, susținem și sportul și, nu în ultimul rând, observ că aici, în piață, ca și bucureștean, sunt impresionat de numărul de oameni mari care au venit. Nu în ultimul rând, ce pot să vă spun este că vin cu drag, deoarece bunicii mei, jumătate din mine se trage de aici, de lângă Focșani. Și oricând, cu drag, sunt alături de noastră și, în ultimul rând, întotdeauna în Ministerul Tineretului și Sportului și în TNL o să găsiți un partener și un om extraordinar. Având în vedere condițiile meteo, eu consider totuși o reușită, chiar dacă ne-a necășit puțin ploaia înainte la momentul organizării și acum, în momentul lansării, am avut puțin vânt, ceea ce a făcut un pic mai greu aia lansarea lampionelor. Totuși, cred că este un eveniment deosebit de frumos la a doua ediție în Focșani și sperăm să facem și a treia ediție într-o organizare mai bună decât anul acesta. Publicul foarte receptiv, e adevărat că și noi am fost mai bine organizați cu sonorizarea, ne-au auzit, au așteptat instrucțiunile și ca la orice eveniment pe care noi l-am organizat, consider că Focșaniu poate să arate că este un oraș civilizat. Printre cei care au lansat aseară un lampion s-au numărat și reprezentanții autorităților locale și județene. Aceștia au fost impresionați de numărul mare de participanți la acest eveniment și speră că astfel de acțiuni dedicate tinerilor să se organizeze mai des în Focșani. Să fie bine, pace, să fie sănătoși. Cum mi s-a părut? Foarte bun, au venit foarte mulți, atmosfera e foarte frumoasă, deci e clar că suntem mulțumiți. Doințele ca să se împlinească trebuie să fie secret. Cum mi s-a părut? M-am gândit la familia mea. E un succes, s-a strâns mai multă lume decât anul trecut, mai multă lume ca anul trecut. E o realizare a TNL Focșani, sunt foarte mulțumit de ei. Ziua Internațională a Tineretului se sărbătorește în data de 12 august. Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, a fost organizat în cadrul aceluiași eveniment și un concurs de fotografie. Astfel, participanții care au imortalizat imagini de la evenimentul de aseară le pot posta până pe 15 august pe pagina de evenimente pe Facebook. Realizatorul fotografiei, care va strânge cele mai multe like-uri în rețeaua de socializare, va fi premiat cu un smartphone. Numărul focșănenilor care se prezintă în această perioadă la serviciul de pașapoarte pentru a obține documentul de călătorie s-a diminuat cu mult față de perioadele similare din anii trecuți. La nivel național a fost implementat un sistem de emitere de bonuri de ordine, însă totodată pașapoartele se pot obține și prin intermediul consulatelor române din străinătate. Față de o perioadă obișnuită, începând cu luna august, media zilnică a cererilor depuse în vederea obținerii pașaportului simplu electronic sau a pașaportului temporar a crescut în medie cu 50%. Mult mai puțin însă față de perioada similară a anului trecut, când cererile zilnice venite din partea vrâncenilor plecați la muncă în străinătate erau de ordinul sutelor. Vestea bună este că de anul acesta la serviciul de pașapoarte a fost introdus un nou sistem, astfel că oamenii nu mai sunt nevoiți să stea la coadă pentru a-și depune actele. De asemenea, pașapoartele se pot obține și prin intermediul consulatelor României din străinătate. În această perioadă, față de perioada celorlalți ani, media zilnică este 139 de cereri, mai puțin cu 30 de cereri față de anul trecut. Am comparativ aceeași perioadă anul trecut. Vorbim de perioada 1 august 2012, 1 august
2013, 1-8 august 2013. Cum s-a explicat asta, afluența redusă a oamenilor la serviciu? Sunt mai puțin față de anul trecut, inclusiv aglomerația nu mai este aceeași? Aglomerația nu mai este aceeași, avem având în vedere două aspecte. Unu, în primul rând avem un sistem de programare electronic care permite eliberarea bonurilor de ordine pe oră, pe zi și pe oră, astfel încât omul, în momentul în care a venit la ghișeu, are ora stabilită și se evită aglomerația. Și un alt aspect care duce la eliminarea cozilor este faptul că se primește cereri prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. Oamenii sunt mulțumiți de noul serviciu, ce le este pus la dispoziție, dar mai cu seamă sunt încântați că au scăpat de acele cozi interminabile la care așteptau cu orele. Acum timpul de așteptare până la depunerea documentației este de maximum 10 minute. Cum se lucrează acum în sistem, poate poate mai așa. Cum a venit din 11 de ore? A 10 jumate? Da, față de înainte, dar acum, da. Cam de cât timp ați stat? Cam 5 minute, 10 minute cel mult, dar oricum, eu la 11 jumate sunt programată, dar fiind de departe am să ajung la 5. Înainte, sincer, mult mai e greu și mult mai trebuia să vii de dimineața și numai seara. Eu am avut și pașaport înainte și mult mai greu. O să vă explic, mult mai greu funcționează sistemul ăsta. Acum, da, vreau să zic că sunt mulțumesc. Programul pentru depunerea cererilor în vederea obținerii pașaportului, dar și pentru ridicarea documentelor de călătorie, este zilnic de luni până vineri, între orele 8:30-16:30. În funcție de numărul solicitărilor, programul cu publicul poate fi extins. Primăria Jareștea derulează un nou proiect de această dată în satul Scânteia. Este vorba despre modernizarea sistemului de alimentare cu apă pe o lungime de 1,2 km, proiect de care vor beneficia 60 de gospodării. Proiectul, vital pentru locuitorii din zonă, se realizează cu bani de la bugetul local și are o valoare totală de 46.000 de lei. Aceste lucrări erau necesare datorită faptul că conducta e foarte veche și trece foarte mult prin proprietățile oamenilor. Și datorită faptului, în caz de avarii, ceva, te ceri de la om. Te rogi de el, lasă-mă nene să-ți intru, să-ți repar și fiind veche și pierderile sunt pe sub pământ care nu puteam da de ele. Deci o parte, jumătate, s-a făcut acum 4 ani, tot de când e domnul primar, și a rămas partea asta, altă jumătatea care merge spre Jarești, s-a făcut reabilitarea anul ăsta. Și se rezolvă acum totul? Sau mai rămâne ceva de lucru? O să mai rămână o porțiune care e înspre Poiana Părului, care o să vină, dar aia nu afectează cu localitatea. Când merge pe undeva, pe islază, nu afectează proprietățile. Dar erau și probleme de alimentare cu apă? Erau perioade când nu ajungeam suficient la oameni? Păi era perioadele de vară, datorită faptului brașamentele fiind vechi, nu putem să ne dăm seama în proprietate cum au fost legate sau cum. Dar acum fiind nou, nu mai avem pierderile. Sunt, fiind în proprietate, se poate o pierdere care nu o depistăm. Uh-huh. Aveți în vedere, dacă nu acum, măcar în viitor apropiat, și să contorizați zona? Da. În ceea ce privește consumul de apă? Rămâne să echipeze casa de apă cu stație de clorinare modernă și după aia va veni și contorizarea proprietăților. Dar acum noi să facem coloana ca să... Și atunci asta e prima fază care e satul. Și dacă facem acum, satul va fi schimbată coloana tot nouă, reabilitată tot satul. Edilul local spune că până pe data de 20 august lucrarea va fi gata spre mulțumirea localnicilor care vor scăpa de astfel de problemele inerente care apăreau săptămânal. În acest an, în premieră, în Vrancea, un fermier a înființat o cultură de in pe o suprafață de 87 de hectare. Condițiile meteo foarte bune, aplicarea tehnologiei recomandată de către specialiști în domeniu, l-au ajutat pe proprietar să obțină o frumoasă recoltă. Cu 1100 kg boabe la hectar, fermierul se declară mulțumit, mai ales că prețul de achiziție este unul foarte bun. Totul e ca cel interesat să-și găsească și cumpărătorul, înainte de a porni la drum cu această cultură. Referitor la recoltatul inului pentru ulei, am specificat că sunt programate și însămânțate 87 de hectare. S-a început
de săptămâna trecută recoltatul, vis-a-vis de ce s-a programat producția planificată de 1100 kg la hectar, s-a și realizat pentru primele 10 hectare care au fost recoltate. Este de menționat faptul că este cultură eficientă, ușor de întreținut. În momentul în care ai contractată toată cantitatea și valorificarea asigurată, poate fi un lucru bun și pentru ceilalți care doresc să urmeze și să efectueze un asolament, să respecte o rotație a culturilor, să aibă o eficiență economică deja destul de ridicată în această situație. Cât permite această cultură, cât permite să fie cultivată, câți ani la rând? Un singur an. Un singur an. Și după aceea pauza? De rotația la 4 ani poate reveni pe aceeași solă, însă, am spus, agricultorii cunosc foarte bine asolamentul, rotația culturilor și își pot face o planificare în funcție de activitatea economică rentabilă, dacă sunt sau nu sunt culturi rentabile, dacă își pot permite să creeze acele facilități de încheiere a contractelor. Ideea este următoarea, este o plantă care rezistă la secetă sau are nevoie de umezeală multă? Este o plantă cu, adică cu cerințe medii, nu neapărat excesiv la secetă sau la umiditate. Deci are cerințe medii, se poate ușor adapta. S-ar părea că inul cultivat în acest an în Vrancea va fi folosit pentru obținerea uleiului industrial. Peste 600 de sancțiuni și mai multe permise de conducere suspendate. Acesta este bilanțul sfârșitului de săptămână înregistrat de polițiștii Serviciului Rutier Vrancea. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au organizat mai multe acțiuni pentru prevenirea evenimentelor nedorite în trafic. Cu acest prilej au fost aplicate pentru neregulile constatate 605 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 67.000 de lei. Cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru depășirea vitezei legale, 302. În cursul acestui sfârșit de săptămână, pe raza județului Vrancea s-au produs mai multe accidente, cauzele fiind mai numeroase, abaterile căruțașilor, abaterile pietonilor, viteza neadaptată sau abaterile săvârșite de bicicliști. Recomandăm conducătorilor auto să respecte regulile de deplasare pe drumurile publice, în special regimul legal de viteză, și să circule cu atenție. Pentru că au încălcat legislația în vigoare, 25 de șoferi au rămas fără permis de conducere și au fost retrase 11 certificate de înmatriculare. În cursul acestei săptămâni, la nivelul județului Vrancea, se va desfășura o acțiune pentru combaterea consumului de băuturi alcoolice și droguri la volan, precum și pentru sancționarea conducătorilor auto și a pasagerilor care nu poartă centura de siguranță. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi călduroasă, însă valorile termice nu vor depăși limitele normale ale acestei perioade. Vântul va sufla slab și moderat. Pe timpul zilei se vor semna la averse, însuțite de descărcări electrice. Temperaturile minime se vor încadra între 21 și 23 de grade Celsius, iar cele maxime între 31 și 33 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV. Vă mulțumim pentru atenție. Să vă spate de o seară cât mai frumoasă. La revedere!